Dumnezeu va lupta de partea noastră câtă vreme suntem de partea Lui. Spuneți cu mine acest adevăr al zilei de astăzi, a săptămânii în care suntem. Dumnezeu va lupta de partea noastră câtă vreme suntem de partea Lui. Atunci când am împărțit cartea Iosua, am găsit 4 segmente mari în ea. În primul segment avem pregătiri pentru cucerirea țării, în al doilea segment este cucerirea propriu-zisă a țării și apoi țara se împarte între cele 9 seminții și jumătate. Cartea se termină cu o porțiune destul de mare, o concluzie a lui Iosua, o reînnoire a legământului și o reînnoire a acestui principiu pe care îl avem astăzi înaintea noastră. Foarte mulți m-au întrebat, prezentând cartea Iosua, de ce am inclus căderea Ierihonului și a cetății Ai în pregătirea pentru cucerirea țării, atunci când cele două cetăți cucerite fac parte din cucerirea propriu-zisă a țării. Sunt foarte multe cetăți, vreo 108 cetăți întărite și între ele se afla și Ierihonul și cetatea Ai. Suntem la începutul campaniilor militare ale lui Iosua și a oștenilor lui. Iosua și întregul popor trebuiau să conștientizeze, să învețe un principiu foarte important. Dumnezeu urma să lupte de partea lor atâta vreme cât ei vor fi de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu urma să lupte de partea lor atâta vreme cât ei urmau să fie de partea lui Dumnezeu. Capitolul 5, versetul 13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, prima cetate cu ziduri foarte mari care trebuia cucerită, deci pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am și venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Ce trebuie să fac, în alte cuvinte, ca să pot trece dincolo de aceste imense și impenetrabile ziduri? Priviți o clipă harta din fața dumneavoastră. În stânga aveți Marea Mediterană, în sud aveți Marea Roșie și apoi aveți Marea Moartă și lacul Galilei. Punctul acela roșu este cetatea Ierihon. Se afla la 8 km la vest de Iordan, la 11 km la nord de Marea Moartă și la 240 de metri sub nivelul mării. Era într-un fel poarta de intrare în Canaan, nici nu-i de mirare, că era cea mai veche și cea mai întărită cetate din Canaan. Nu știu cât de bine se văd pe ecrane pozele din fața voastră, sunt săpăturile moderne de la vechiul Ierihon pe care Iosua l-a cucerit, sunt ziduri imense. În imaginea din stânga aveți un omuleț la baza zidului. Dacă mutați imaginea mai departe, aveți tot șantierul, care e acum șantierul arheologic. Uitați-vă la imensele ziduri și ultima imagine are un om rezemat, unul din arheologi, rezemat de zidurile Ierihonului. Nici nu mă mir că atunci când Iosua s-a dus să inspecteze zidurile și când a întâlnit căpetenia oștirii, prima lui întrebare a zis, ce poruncește Domnul oștirilor? Cu alte cuvinte, care-i strategia cuceririi unei astfel de cetăți? Capitolul 6, versetul 1. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el, nimeni nu intra în el. Mă întorc înapoi în capitolul 5, când se pomenește în fața căpetenii oștirii Domnului, Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis, ce spune Domnul robului său? Cu alte cuvinte, care-i strategia cuceririi unei astfel de cetăți? Ascultați răspunsul căpetenii oștirii Domnului. Scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Sigur că această expresie sau poruncă, scoateți încălțămintele din picioare, mi-aduce imediat aminte de Moise.
Moise păstorul la sfârșitul celor 40 de ani în fața rugului aprins. Când a dat să se apropie vocea din rug care era Domnul însuși, i-a zis, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Știți ce a urmat? Dumnezeul cheamă să-l trimită în misiune în Egipt, să scoate poporul din robie. Moise se târguiește cu Dumnezeu, Doamne, sunt peltic, cheamă pe altul, nu pe mine. Până când Dumnezeu ridică vocea la el și spune, Moise, destul. Moise pornește împreună cu Sefora și cu copiii lui spre Egipt. Versetul 24 din Exod, capitolul 4. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită și a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un om de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci i-a zis, sos de sânge, din pricina tăierii împrejur. Dragii mei, când îți scoți încălțămintea din picioare, practic îl recunoști pe cel în fața căruia stai ca domn, ca stăpân al tău. Și gestul acesta te obligă să calci pe urmele lui în totală ascultare de el. În zilele noastre nu mai facem lucrul acesta, dar Scriptura spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Socotiți mărturisirea cu gura un gest echivalent cu gestul lui Iosua sau gestul lui Moise. Cu alte cuvinte, recunoști pe Hristos ca Domn și ești obligat să calci pe urmele Lui și să asculți de El. Vă duc înapoi, înaintea căpeteniei oștirii Domnului și ascultați încă o dată acest dialog ciudat între ei. Iosua s-a apropiat de el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Nu. Nu ce? Nu cum? Nu? Ce vrei să spui? Nu. Nu sunt nici dintre ai voștri, nici dintre vrăjmașii voștri. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Cred că mesajul era fost direct și clar. Eu lupt pentru Domnul. Dacă ascultați de Domnul, voi lupta pentru voi. Dacă nu, voi lupta împotriva voastră. Acesta este principiul pe care Iosua și poporul au trebuit să-l învețe cu un preț imens. Imens. Mai întâi este un extraordinar succes, căderea Ierihonului. Era într-un fel poarta Canaanului, una dintre cele mai vechi, cele mai bine întărite cetăți, probabil cu o cultură și o civilizație de invidiat. Prima cetate, o extraordinară biruință a lui Iosua și a copiilor lui Israel. Versetul 2. Domnul a zis lui Iosua, dau în mâinile tale Ierihonul pe împăratul lui și pe vitejii lui oșteni. Versetul 17. Cetatea să fie dată spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, și să lăsați cu viață, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei care se află cu ea în casă, pentru că au ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Versetul următor. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Știți istoria căderii Ierihonului? De când erați la școala duminecală, ați învățat cântece și povestiri despre zidurile care au venit prăvălindu-se în fața lui Israel. Dumnezeu a dat o poruncă foarte ciudată și o strategie militară care nu știu dacă s-a mai aplicat vreodată în istorie. Foarte simplu, din zorii zilei trebuia să încoloneze toți oștenii cu chivotul Domnului în fața lor și cu 7 preoți, cu 7 trâmbițe din corn de berbece. Și trebuiau să înconjoare cetatea în tăcere prima zi. S-au întors apoi în tabără, au așteptat zorii zilei următoare, și-a mai înconjurat cetatea și-a doua zi, și-a treia zi, și-a patra zi, și-a cincea zi, și-a șasea zi. În ziua șaptea, ca și cum Dumnezeu ar fi vrut să obosească pe oștenii lui Israel, ca să nu cumva să-și atribuie lor succesul, i-a pus să înconjoare cetatea de 7 ore în ziua aceea. Și a 7-a oră, preoții au sunat lung din cornul de berbece și atunci Iosua le-a spus, strigați!
Domnul a dat cetatea în mâinile noastre. Când Israel a început să strige, zidurile s-au prăbușit, fiecare s-a urcat în cetatea din locul în care era, drept înainte. Versetul 27. Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. Știți de ce a fost Domnul cu Iosua? Pentru că Iosua a fost cu Domnul. Iosua a fost de partea Domnului. Aduceți-vă aminte de răspunsul ciudat al căpetenii oștirii Domnului. Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Nu. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Nu sunt nici dintre ai voștri, nici dintre vrăjmașii voștri. Dacă sunteți cu Domnul, lupt de partea voastră. Dacă sunteți împotriva Lui, lupt împotriva voastră. Dragii mei, nu s-a schimbat absolut nimic nici în zilele noastre. Niciodată oștirea Domnului, puterea Domnului nu se întoarce împotriva Domnului de dragul nostru. Dacă suntem cu Domnul, va lupta de partea noastră. Dacă suntem împotriva Lui, va lupta împotriva noastră. Imaginați-vă bucuria după ce au cucerit cetatea, e adevărat, au fost osteniți, dar au văzut prima extraordinară minune a lui Dumnezeu. Ce înseamnă ca Domnul să lupte de partea ta? Fără ajutorul Domnului ar fi fost imposibil să intre în Ierihon. Ceea ce n-au știut ei era că unul dintre ostași a văzut o manta de șinear. Acum imaginați-vă să te naști în pustie, să crești în pustie. E adevărat, picioarele nu s-au umflat, hainele nu s-au învechit. Și să umbli în aceeași haină 10 de ani de zile, mănânci aceeași mâncare și dintr-o dată intri în cea mai civilizată cetate din vremurile respective. Bineînțeles că în cetatea aceea erau oameni bogați, case frumoase. A fost foarte greu să nu se lipsească inima de mantaua de șinear, de 200 sicli de argint și de placa de aur. Când nu l-a văzut nimeni, Acan l-a luat și l-a dus, nu știu dacă s-a înțeles cu nevasta sau nu, dar le-a ascuns în cortul său. Iosua, capitolul 7, versetul 1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Observați, textul nu spune Acan a păcătuit, ci copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a prins de mânie, nu împotriva lui Acan, ci împotriva copiilor lui Israel. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat. Cred că Acan a fost ca Maria odinioară când au cântat pe celălalt mal al Mării Roșii, în fruntea tuturor, bucurându-se de victoria extraordinară pe care a dat-o Domnul. Dar urma cu celelalte cetăți. Iosua a trimis scoadei, scoadele s-au întors și au zis, nu mai obosit toată oastea. E de prisos să mergem cu toții, sunt un pumn de oameni. Ajung vreo 2-3 mii de soldați. Versetul 4. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua s-a sfâșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat țărână pe cap. Iosua a zis, dragii mei, când aud cuvintele lui Iosua, tresare inima mea, seamănă foarte mult cu cuvintele răzvrătiților din pustie, parcă ești supărat pe Domnul. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ne-ai trecut poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâna amoriților și ca să fim prăpădiți? De ce n-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului? Auziți rezonanța cuvintelor din Egipt. De ce om fie și din Egipt? Nu erau destule morminte acolo ca să venim să murim în pustie? Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul în fața vrăjmașilor lui? Cananiții și locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura, ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău, celui mare? Domnul a stat, s-a uitat la Iosua, așa cam până seara.
la un moment dat și-o fi zis, destul mă Iosua, mai scoală-te de acolo, versetul 10. Scoală-te! Pentru ce stai cu fața la pământ? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire. Le-au furat, au mințit, le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor. Vor da dosul în fața vrășmașilor, căci sunt dați, ei, israeliții, sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul și spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nemicire. Nu vei putea să ții piept vrășmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nemicire din mijlocul vostru. Urmează un ritual foarte ciudat, m-am tot gândit. Nu putea un Dumnezeu atot știutor să meargă, să-l ia pe Acan de zulufii părului, să-l aducă în fața poporului, să-l spună, el este? Cred că în harul lui face cu totul altceva. Tot Israelul, tremurând, vine înaintea lui Iosua. Au pierdut 36 dintre oștenii cei mai viteji. Și Dumnezeu îi spune lui Iosua, aruncă sorțul. Sorțul este aruncat între cele 12 seminții, cade pe seminția lui Iuda. Acum aruncă sorțul între clanuri, apoi aruncă sorțul între familii, apoi aruncă sorțul între case, apoi aruncă sorțul între bărbați. Probabil că se făcuse deja spre seară, până când lucrurile au ajuns în dreptul lui Acan. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur. Dacă m-aș opri aici, aș zice, am păcătuit, plătesc prețul. Dar textul mai departe mă face să mi se furnice pielea pe spate. Pe fii și fiicele lui, Acan, boii lui, măgarii lui, oile lui, cortul lui, tot ce era lui și au suit în valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-a ars cu foc, i-a ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, după cum se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors de la mânia lui. Când citiți textul acesta, găsiți un leitmotiv în el, devine supărător. La un moment dat, lucrurile date spre nimicire, lucrurile date spre nimicire, lucrurile date spre nimicire. Într-o porțiune foarte mică de text, de 10 ori, este menționat lucrul acesta, lucrurile date spre nimicire. Care să fie lucrurile date spre nimicire? În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, ni se spune că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Dragii mei, în ultima instanță va rămâne doar împărăția lui Dumnezeu. Citiți cartea Apocalipsa și auziți strigătele cerului când împărăția trece în mâinile Domnului. Dar la sfârșitul cărții veți vedea toți dușmanii lui Dumnezeu, toate lucrările diavolului măturate în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Cu alte cuvinte, tot ce ține de împărăția lui sunt lucruri date spre nimicire. Când astfel de lucruri sunt în viața mea, în familia mea, în cortul meu, eu însumi cu tot ce am sunt dat spre nimicire. Ierihonul a fost lăsat de Dumnezeu ca un semn al blestemului. De o parte ai pietrele de la Gilgal, binecuvântarea, viața. De cealaltă parte ai blestemul și moartea, dărâmăturile Ierihonului. Când inima ți se lipește de Ierihon, când lucruri din Ierihon sunt în viața ta și în casa ta, ești dat spre nimicire, spre blestem și moarte împreună cu acele lucruri. Atenție! Vulpile, nu trebuie să fie foarte mari. Vulpile mici strică via. Muștele înăcresc unde lemnul negustorului. Dragii mei, Scriptura ne spune că am putea aduna toate lucrurile date spre nimicire într-un singur cuvânt, păcat. Indiferent
ce formă ia păcatul. Că o fi mic, că o fi mare, plata păcatului este moartea, este un lucru dat spre nimicire. Păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ne izolează, ne separă de sursa puterii, suntem față în față cu dușmanii noștri, lăsați în seama propriilor noastre eforturi. Și Scriptura ne spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui ca să se ajungă forța mușchilor sau forța minții, ci avem de luptat împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești, împotriva duhurilor răutății. Spuneți-mi, care dintre noi ne putem măsura cu aceste forțe demonice ale întunericului? Păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ne separă de sursa puterii și suntem o pradă ușoară în fața vrășmașilor noștri. Iosua și copiii lui Israel erau într-o misiune de ordin fizic, trebuia să cucerească o țară, dar o misiune dată de către Dumnezeu. Și noi suntem într-o misiune, e adevărat, de alt ordin, de ordin spiritual, care ne-a fost încredințată tot de Dumnezeu. De pildă, dacă citesc doar două texte, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6 la 8, Domnul Iisus, după înviere, este de vorbă cu apostolii și apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Observați, ei gândeau în termenii moștenirii pământești, în termenii unei țări, în termenii unei împărății, cu Ierusalimul în centru de unde se iasă lumina și legea. Ei să stăpânească peste întregul pământ. În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Asta este misiunea care ne-a fost încredințată, dar nu poți face fără o putere pe care o primești de la Dumnezeu. Puterea este la căpetenia oștirii Domnului, la Duhul lui Dumnezeu, care este nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Sau să citesc sfârșitul Evangheliei după Matei. Iisus s-a apropiat de ei, suntem în momentul în care El urma să se înalțe, s-a apropiat de ei, le-a vorbit și le-a zis: toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu cine? Eu care am toată puterea în cer și pe pământ, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Observați, ca și cum cei 12 s-ar fi pomenit în fața căpetenii oștirii Domnului și l-ar fi întrebat: ești cu noi sau cu vrășmașii noștri? Răspunsul a fost același: nu. Toată puterea în cer și pe pământ va fi de partea celuia care va fi de partea Domnului. Și voi fi împotriva voastră când veți fi împotriva Domnului. Ne întrebăm, de ce sunt atâția creștini neputincioși? Poate că eu mă număr între ei și tu te numeri între ei. Neputință, lipsă de putere în viața de zi cu zi. De ce ne trăim viața de creștin târându-ne atunci când avem astfel de promisiuni din partea lui Dumnezeu? Voi veți primi o putere. Puterea aceea care a zis să fie și a fost. Puterea care a dus în existență lumea întreagă. Puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Aceeași putere când se va coborî Duhul Sfânt. Și iată că eu cine? Eu care am toată puterea în cer și pe pământ. Sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Dragii mei, dacă astea nu sunt vorbe goale, promisiunile sunt incredibile. Întrebarea mea este: ce mă împiedică să am acces la această putere? Răspunsul este același de milenii. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Nu vei putea ține piept vrășmașilor tăi până nu veți scoate lucrurile date spre nimicire din mijlocul vostru. Am adunat lucrurile date spre nimicire într-un singur cuvânt: păcat. Păcat care înseamnă neascultare de Dumnezeu.
neascultarea de Dumnezeu în orice formă ar fi aceasta în viața mea. Păcatul împiedică lucrarea Duhului Sfânt și în noi și între noi. Iar creștini slabi formează comunități slabe. Creștini neputincioși formează comunități neputincioase. Dragii mei, vorba cuiva, dacă aduni doi oameni morți la oaltă, numai mulțești moartea, nu se transformă în viață. La fel este și în zilele noastre. Aș opri să pun o întrebare. Dragii mei, nu ne-a fost dat să ne cercetăm unii pe alții, dar ne-a fost dat să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Oare care sunt lucrurile date spre nimicire, care stau ascunse în cortul meu, spre pieirea mea și a familiei mele? Există un mers al lumii acesteia și el intră și în biserică, pentru că noi suntem în lume, dar Domnul Iisus s-a rugat în mod specific să ne păzească Tatăl de cel rău, să nu ne ia din lume, dar să ne păzească de cel rău. Și a fi păzit de cel rău înseamnă a nu te atinge de lucrurile date spre nimicire, a nu le aduce în viața ta, a nu le aduce în casa ta. Să fie oare aceasta minciuna, mânia, clevetirea, strigarea? Uitați-vă la omul vechi care trebuie să-l dezbrăcăm în Efeseni, capitolul 4. Să nu mai trăiți cum trăiau păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află. Care să fie lucrurile date spre nimicire, care sunt îngropate în cortul meu? Poate că sclipirea unei plăci de aur, a unei mantale de șinear sau a 200 de siclii de arginți mi-au luat mintea și în neascultare de Dumnezeu am întins mâna spre ele, uitând că El mi-a promis că dacă voi căuta mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, mi le va da pe deasupra. Dragii mei, trebuie să minți pentru pâinea de fiecare zi, pentru haina pe care o porți? N-ai nevoie de 250 de costume? Pentru păpucii care încalzi? Ce altceva e viața? Dacă mai încalzi și o mașină și trag o casă deasupra capului meu? Deșertăciune și goană după vânt. Știți care e problema? E grav destul dacă eu, Acan, am luat din lucrurile date spre nimicire sau lipit de inima mea și nu-mi dau seama de faptul că într-o bună zi judecata lui Dumnezeu va veni peste mine. Problema, când ne întoarcem în textul nostru, este că un Acan a nenorocit o comunitate întreagă. Un Acan a nenorocit o comunitate întreagă. E adevărat că ne-am mutat din Vechiul în Noul Testament. În Vechiul Testament, părinții mâncau aguridă copiilor, li s-au strepezit dinții și în baza acestui principiu, Dumnezeu a zis, voi pedepsi păcatele părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Fiii și fiicele lui Acan cad sub bolovanii care trebuia să-l omoare pe Acan pentru că nu s-a pocăit la vreme. Noi trăim într-o altă epocă. Nu se va mai zice, părinții vor mânca aguridă copiilor, li se vor strepezi dinții. Cu toate acestea, noi prin legământul nostru cu Dumnezeu intrăm într-o comunitate. Devenim mădulare într-un trup. Dacă degetul meu l-am lovit cu ciocanul, toată mâna mă doare. La fel se întâmplă în comunitate. În textul nostru nu este vorba de înfrângerea lui Acan, ci este vorba de înfrângerile copiilor lui Israel. Copiii lui Israel au fost înfrânți la Ai. Copiii lui Israel au pierdut 36 de oameni. Copiii lui Israel au fost nenorociți din pricina lui Acan. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din, observați pluralul, au luat din lucrurile date spre nimicire. Le-au furat, au mințit, le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor. Vor da dosul în fața vrășmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi. Nu voi mai fi cu voi. Dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Când Acan a fost scos la iveală de sorțul Domnului, Iosua i-a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Observați un om
a nenorocit o comunitate întreagă, o oaste întreagă. Și pe tine te va nenoroci Domnul astăzi. Oare pot translata principiul acesta în Noul Testament? Nu. Dacă Noul Testament nu mi-l confirmă în mod direct. Ori Noul Testament spune, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat? Dospește toată plămădeala? Este vorba de biserica din Corint și în mijlocul ei era un lucru dat spre nimicire. Nu uitați, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Curvia este lucrarea diavolului. Problema bisericii din Corint era cu atât mai gravă cu cât acanul lor era cunoscut. Cel puțin acanul lui Iosua nu-l știa nimeni. Domnul a trebuit să-l scoate la iveală. Acanul lor era cunoscut și ei, în loc să plângă, să jelească, să facă ceva cu problema asta, s-au oferit. L-au justificat teologic, au stâlcit Biblia, dacă o aveau, cea pe care o aveau, ca să zică, păi bine și așa, nu trebuie să ne facem prea multe griji. Dragii mei, sunt nu doar creștini lipsiți de putere, ci și comunități lipsite de putere. Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Cauza acestei neputințe a rămas aceeași. Lucruri date spre nimicire, îngropate în cortul nostru, spre peirea noastră și a familiei noastre și a familiei lui Dumnezeu. Nu uitați, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Oare eu, ca și mădular al trupului lui Hristos, al bisericii lui Hristos, noi, ca și comunitate, putem să mulțim lucrările diavolului, să așteptăm în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, scrie Pavel Galatenilor, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Dragii mei, n-aș vrea să închei fără să pun două întrebări. În primul rând, ce pot face eu ca individ? Cum pot să scot din viața mea lucrurile date spre nimicire? Nu uitați, indivizi bolnavi creează comunități bolnave. Indivizi neputincios creează biserici neputincioase. De aceea lucrurile trebuie să înceapă nu cu fratele meu, cu bârna din ochiul meu, nu cu paiul din ochiul fratelui meu. Eu trebuie să stau în lumina și în oglinda cuvântului Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Aș putea să fac ce a făcut Acan, probabil, la două zile, după victoria asupra Ierihonului. Să ies în față, să pun masca, să intru în trupa de închinare, să bat din pălmi, să mă bucur, să dau impresia că e totul în ordine în viața mea. Absolut totul în ordine în viața mea. Ascultați ce spune Scriptura. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Nu e o părtășie falsă, nu e o părtășie cu mască, cu pretenții, o părtășie reală unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm. Și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Singurul mod de a scoate din viața mea lucrurile date spre nimicire este să las pe Duhul lui Dumnezeu să pună degetul pe ele, să recunosc că e un lucru care n-are ce căuta în viața mea, eu care am fost transformat în templul Duhului Sfânt, nu mai pot trăi așa. Să scot lucrul acela mărturisindu-l din viața mea. Și atunci când fac eu lucrul acesta și faci tu lucrul acesta și face el lucrul acesta și face ea lucrul acesta, comunitatea începe să se vindece. Dar de multe ori lucrurile date spre nimicire sunt între noi, pentru că noi am transformat comunitatea în sel de conferințe. Ce contează cine e în stânga și în dreapta? Nici nevastă nu știe toate despre tine, probabil. Nu știu cât povestiți unul cu altul. Ce contează păcatul fratelui meu? Dragii mei, cum scoatem din mijlocul nostru lucrurile date spre nimicire? Lăsați-mi voi să revin la curvarul din Corint, la acest Acan care era cunoscut de toată lumea, dar nu știu cum, justificat
în mijlocul lor. Dacă iau primele 13 versete din 1 Corinteni, capitolul 5, văd că exista o problemă în biserică. Dar exista și o problemă a bisericii. Problema din biserică era prezența curvarului în mijlocul lor. Problema bisericii este că nu l-au dat afară, nu l-au scos. N-au scos lucrurile date spre nimicire din mijlocul lor. Și Pavel îi mustră pentru aceasta. Ce trebuia să facă? Să-l dea pe mâna Satanei. Așa cum Acan a fost dat pe mâna Satanei, a Ierihonului, așa trebuia dat el, pe mâna Satanei. Noul Testament ne spune pentru nimicirea trupului, dar pentru mântuirea Duhului lui în ziua lui Hristos. De ce trebuia să facă lucrul acesta? Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Nu mă interesează minciuna fratelui meu, dar copiii tăi vor fi mincinoși. Nu mă interesează curvia fratelui meu, copiii tăi vor fi curvari. Pentru că Duhul acesta trece de la unul la altul. Dragii mei, când începem să tolerăm lucrurile, să ne obișnuim cu ele, le vom avea asupra noastră. Este ca lepra. Dacă păcatul n-ar fi atât de grav, Dumnezeu nu l-ar fi dat pe singurul lui Fiu să moară pe cruce ca să rezolve păcatul? Lucrul acesta trebuie făcut. Lucrurile date spre nimicire trebuie scoase din mijlocul nostru. În primul rând, de dragul celui vinovat. Slăvit să fie Domnul, că dacă ai un păcat în viața ta, nu trebuie să te omorâm cu pietre. Sau nu trebuie să mă omoriți cu pietre. Ci mărturisindu-mi păcatul, oare nu de aceea Dumnezeu a mers din departe spre aproape până când a ajuns la Acan? Să-i dea vreme să gândească, să iasă în față de bunăvoie și nesilit de nimeni, nu când degetul lui Dumnezeu îl dovedește vinovat și rămâne răstignit în fața deciziei lui Dumnezeu. Poate dacă ar fi murit ieri, ar fi trăit copiii lui. În primul rând de dragul celui vinovat, apoi de dragul comunității și nu în ultimul rând de dragul lui Hristos. Ascultați textul. Versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 5. Cât despre mine, spune Pavel, măcar că n-am fost cu voi, cu trupul, dar am fost de față cu Duhul și am și judecat. Ca și cum aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus Hristos, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Dragii mei, efectul acestui lucru a fost incredibil asupra celui vinovat. Și-a venit în fire și-a plâns păcatul. Și în 2 Corinteni, Pavel le scrie, primiți-l înapoi. Să nu dăm prilej diavolului. Nu suntem străini de planurile lui. Dar în al doilea rând, lucrul acesta trebuie făcut de dragul comunității. Nu vă lăudați binele, scrie el în versetul 6. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Și nu în ultimul rând, de dragul lui Hristos. Dragii mei, a fost imensa jertfă a Domnului Iisus. Textul numește Paștele nostru. Mierul nostru de Paște. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăzduim, dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și de viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Iar în versetele următoare, Pavel clarifică faptul că biserica nu este chemată să iasă din lume. V-am scris să n-aveți nicio legătură cu curvarii, dar n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, aceasta ar însemna să ieșim din mijlocul lumii. Ori Domnul nostru Iisus Hristos a rugat ca Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne păzească de cer rău. Dar dacă noi nu trebuie să ieșim din lume, dragii mei, trebuie să scoatem lumea din mijlocul nostru. Lucrurile date spre nimicire din mijlocul nostru, indiferent că sunt mici sau mari, știute sau neștiute de alții. De aceea Pavel încheie așa, dați dar afară din mijlocul vostru pe răul acela. Frații mei, vulpile mici strică via. Să scoatem din inima noastră, din mijlocul nostru,
lucrurile date spre nimicire. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Oare mă pot numi urmașa lui Hristos în timp ce le mulțesc? El le nimicește, eu le adun. Dar în același timp sunt în rândul întâi, cu masca pe față, dând impresia tuturor că ăsta este modul de viață corect și biblic. N-am fost chemați să ieșim din lume, ci să scoatem lumea din noi, nimicind lucrurile pe care a venit Hristos să le nimicească. Ascultați-L vorbind cu durere. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Dragii mei, nu poți fi cu Hristos dacă El luptă la stânga sau la dreapta și eu lupt la stânga. Dacă am pactat cu vrășmașul. Iar cine nu adună cu mine, risipește. Spuneți-mi, cum ar fi fost ca Acan, înainte ca degetul lui Dumnezeu să strivească, dacă ar fi rostit rugăciunea lui David în Psalmul 51, dacă ar fi cântat sau ar fi rostit rugăciunea lui Manase în fundul pușcăriei cu lanțurile de aramă legate de mâini, cum ar fi fost dacă Dumnezeu a putut mântui pe curva Rahav? Dragii mei, ar fi fost iertare pentru oricine altcineva.